Bun găsit și la mulți ani! Mușcă-ți limba. De ce? De-aia. Nu vorbești de funii în casa spânzuratului. Ești un nebun nou? De când? De la ultima vizită a curții de conturi. La ta? La mine e al doilea revelion aici. Cu ce diagnostic te-ai internat? 40 de milioane lipsă, euro. La ta? 40 de miliarde lipsă în declarația de avere. Euro? Roni, am încercat și eu să găsesc o mătușă Tamara, dar n-ați văzut. A întamat-o un coleg de-al meu de la partid mai demult. Dă-i jos. Te pricepi? Da. Și zarurile? Le-a înghițit colegul care a fost înaintea dumitale. Alia Jactes! Parcă așa se spune, a? Da. Am eu altele noi. Fii atent. Dacă trece pe aici infirmierul de serviciu, îmi dai cu tablele în cap și încep să cânti o romanță. Dar mie nu-mi plac romanțele. O să-ți placă. O să-ți placă și tranquilizantele și dușurile alternative și grișul cu lapte, o să-ți placă. Eu dau primul. Patru, patru, ca la teatru. Nu se poate, domne, nu se poate, domne. Păi trei linii la rând, nu, domne, ești băftos din calea afară, pe cuvânt. Asta nu e baftă, e știință și e marți. Nu e marți, e sâmbătă. Îmi place cum ții calendarul, dar e marți. Pentru că miercurea viitoare plec. Unde să pleci? La țară, în țara cantoanelor. Ai auzit de ea? Parcă au arătat ăștia ceva la televizor. Da, da, da. Acolo unde umblă ăia în pantalon scurs de piele, ha? Au vaci mof de dau direct ciocolată cu lapte, iolariuri și bănci. Ha? Păi ce să cauți, bă, omule, acolo? Eu nu m-aș duce acolo. De ce? Pentru că dumneata nu știi să faci pe nebunul. Vrei să nebunești de binele acolo? Păi ăia sunt pe jumătate nemți, la ei nebunia e legiferată. Păi și la noi lucrurile nu merg din ce în ce mai bine. Ai văzut? Codul penal se năsprește și la noi, justiția e din ce în ce mai independentă față de noi, parchetul odată sare la jugulară, iar în tribunale e o vie activitate în privința mogulilor. Unde să pleci? După câte văd eu, dumneata ești nebun de adevăratele. Amice, nu te văd bine, ți-ai pierdut olfactivul. Păi, dumneata, ce crezi, că legile astea apar așa, de la o zi la alta? Păi, până să pronunță Parlamentul, până să publică Monitorul Oficial, până să organizează, dacă se scupește hârtia, dacă tipografii fac grevă, plus că începe campionatul mondial de fotbal, păi cine se mai ocupă de doi nebuni miliardari? Chiar așa? Ce să caut eu în Elveția? Nu tu gunoi, nu tu mizerie, nici câinii nu latră pe acolo. Păi vezi? Și nici n-ai mâncat griș cu lapte. Care-i secretul? Ăia de afară joacă numai cu zaruri normale. Noi de azi încolo o să jucăm numai cu... Vezi? Pe fiecare latură e câte un șase. Șase, șase. Elegant. Disc.
Ești gardian, nu te-am de... Ca în economia subterană. Nu! Ca la femeii. Noi 6-6. Mai dau și câte 1-1-1. Noi 6-6. Ei 2-1. Noi 6-6. Mai dau un 4-1, un 3-1. Noi 6-6. Permanent. 6-6. 6-6. Gardian! Gardian! Ce vrei? Omul ăsta e nebun de adevăratele. Parcă mai știi cine e nebun în ziua de azi. Hai, liniștește-te, somn ușor. Bravo, frumoasă încercare. Dar nu ține. Păi bă, ăștia au avut de-a face și cu Napoleon și cu Iosefina. Nu să uite în gura unui prăpădit de miliardar român. Ăla înaintea ta a încercat să o facă pe Bill Gates. Nu mă nebuni, Bill Gates? Și a reușit? Păi bă, Bill Gates înjură românește. Bill Gates cântă manele. Ce-a făcut? Ce-a făcut?